Giorno noastră și în semn de apreciere vă dorim drum bun. Mulțumesc. O primăvară fără evenimente rutiere. Mulțumim, foarte frumoasă surpriza. Mulțumim și noi. Vă mulțumim tare mult. La mulți ani tuturor femeilor și le doresc să fie măcar jumătate cum sunt eu de fericitate. Foarte emoționat. Foarte mult, foarte mult, da, foarte tare. Am un soț perfect pentru mine. Au fost ceva emoții așa că vă opriți da, polițiștii? Da, 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 clar, clar, clar. Nu știam ce se întâmplă. Zic, au lăsit. Pare de ce. Da, este o surpriză foarte plăcută. Mă bucur. Cum am spus și repet, mă bucur că sunt femeie, că sunt mamă, mă simt împlinită și vă mulțumesc și dumneavoastră, în primul rând, pentru că altfel nu aveam ocazia să am astfel de surpriză. Da, vă mulțumesc tare mult! Așa, mai jos puțin acum. I, U, B, tot aici, în continuare, tata, B, 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 E, S, și C, 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 așa, C, mami, M, A, M, I, bravo, tati, bravo. Foarte frumos. Îi păstrați dumneavoastră și le oferiți partenerii dumneavoastră împreună cu Orchideea. Această campanie își propune o altfel de abordare a fenomenului violenței domestice, plasând de această dată în centrul atenției familia, celula de bază a societății. Vom pătrunde, practic, în decursul celor 3 luni, pe parcursul campaniei Lumea Ioanei, Ioana fiind, de fapt, femeia zilelor noastre, supusă deseori unor forme de agresiune, care nu reușește de regulă să se evadeze dintr-un mediu degradant, atât pentru ea cât și pentru copii. Numele campaniei este unul cu o simbolistică aparte, Ioana fiind un nume de origine evreică cu care înseamnă dar de la Dumnezeu și ne dorim prin acest simbol să inoculăm o altă viziune și percepție, mai ales în rândul persoanelor de sex masculin. Iar pe durata celor 3 luni cât vom desfășura această campanie, la nivelul comunității sibiene vor fi derulate activități de conștientizare a efectelor devastatoare pe care acest segment de criminalitate le generează, dar și activități de informare cu privire la instrumentele legale de protecția victimelor, dar și consecințele resimțite de partea agresorilor. Plăcere.
O să vă rog doar să ne arătați mesajul. Mulțumesc. Balonul vi lăsăm dumneavoastră pentru a-l oferi soției. O să vă oferim în schimb un bilet, o invitație la teatru, pe care de asemenea o să vă rog să o transmiteți soției dumneavoastră. Vă oferim un bilet și la teatru pe bază de rezervare, o invitație după. Te-am oprit cu prilejul zilei de 1 martie. Ai idee de ce te-am oprit? E Ziua Internațională a Femeii, nu-i așa? Și pentru că probabil ești la muncă și poate nu ai avut timp ca să-i transmiți un mesaj, Inspectoratul de Poliția Județului Sibiu îți oferă astăzi o provocare, o șansă de a transmite un mesaj persoanelor iubite. Vrei să participi la provocarea asta? Am un balon. O să te rog să-ți alegi tu unul dintre cele două pe care dorești. Acesta. O să te rog să-l umpli și ai posibilitatea de a îi scrie un mesaj persoanei iubite, în semn de respect și apreciere. E regulă.